Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit la Actualitatea Românească. Iată, ne revedem mai curând decât m-aș fi așteptat. Este o emisiune necesară, mai ales după ceea ce s-a întâmplat ieri. Știți bine, este vorba despre evenimentul acesta neașteptat, despre coincidența asta fantastică, despre moartea patronului Sexy Pharma. Așa îmi place mie să-i zic Sexy Pharma. Știți, mi-a adus aminte această întâmplare de vizita pe care am făcut-o anul trecut la Muntele Athos și atunci când am fost prezentat unui părinte de acolo, am fost introdus ca fiind un mare meritocrat și părintele acesta mai în vârstă îmi spune, zice, ascultă fiule, zice, știi tu cine este primul meritocrat al lumii? Eu zic, Confucius. Nu. Primul meritocrat al lumii, zice, e Dumnezeu. De ce? Pentru că știm cu toții că El dă fiecăruia ceea ce merită. Dragii mei, patronul de la Sexy Pharma a primit cu dea binele sau mai dea puțin binele ceea ce merita. Pentru că acest individ, eu nu mă bucur de moartea nimănui, dar a primit ce a merita. Acest individ avea pe conștiință mii, dacă nu zeci de mii de morți în România. Acest individ se face vinovat cel puțin din punct de vedere moral de genocid în fața poporului român. Ei bine, felul în care a murit naște însă o serie de întrebări. Moartea lui în niciun caz nu este o coincidență incredibilă. Moartea lui în niciun caz nu este o sinucidere, așa cum am văzut aseară la televiziunile păpușarilor. Băi, fraților, cum s-au mobilizat, imediat și-au apărut ziariști și vectori de opinie încercând să ne convingă că s-a sinucis. Chiar și numai prin prisma celor întâmplate aseară pe la televiziuni, mi-este mai mult decât evident că n-are cum să fie vorba despre o sinucidere. Mobilizarea exemplară a anumitor coarde, cu sau fără ghilimele, dovedește că totul a fost bine plănuit. Sigur că da, iese total din discuție sinuciderea. Nu are cum să se sinucide un astfel de om lipsit de scrupule, un astfel de bandit, un astfel de om lipsit de conștiință care să nu credeți că nu știa că mor oameni din cauza lui, să nu credeți că nu știa că face averi de milioane de euro construiți acești bani, aceste averi pe cadavre. El știa foarte bine. Dacă ar fi fost un om de afaceri care ar fi importat materialele alea din Germania și le-ar fi pus în vânzare în România, aș fi zis, bă, poate că el nu știa, poate că îl păcăleau de la fabrică, îi dădeau un produs pe care el de bună credință credea că e bun și îl vindea mai departe, un simplu intermediar. De unde să știe el ce are acasă, laborator de analize? Dar și atunci, cer niște certificate, stați bă să văd, că eu până la urmă le duc în spitale. Viața unor oameni depinde de acest produs. Vreau măcar să văd niște certificate. Vreau să văd că există niște laboratoare care atestă acele calități dezinfectante. Dar nu e cazul. Acest individ lua de la fabrică din Germania dezinfectanți cu concentrație 100%, după care avea o fabrică în care dilua și făcea diluția pe care o vroia. De ce? Ca să câștige cât mai mult. Din lăcomie. Acum, bine, și asta este o întrebare. Cât din tot venitul realizat în acest fel îi aparținea lui și cât se ducea sub formă de taxe de protecție și șpăgi în alte părți? Părerea mea este că foarte puțin din profiturile realizate în acest mod ticălos ajungeau la el. Mare parte a profiturilor sunt convins că se ducea la factorii de decizie politică, la cei ce hotărau de unde să cumpere spitalele dezinfectanți și se mai ducea sub formă de șpăgi, protocoale, comisioane, la fel de mici
trepăduși, secretari de stat, consilieri în minister, directori de spitale și așa mai departe, care probabil aveau de ales între unul sau alt furnizor. Cred că acest om nu avea să se sinucidă, nu avea cum să se sinucidă și din altă cauză. În primul rând că era un om foarte bogat. În al doilea rând, dragii mei, el nu risca mare lucru. Pedeapsa, conform codului penal ticălos pe care îl avem în România de astăzi, pentru fapte ca cele făcute de el, săvârșite de el, este de 1 până la 3 ani sau amendă. Deci omul, hai să zicem că se gândea deja că o să ia 3 ani de pușcărie, maximum posibil, din care ar fi făcut jumate și ar fi ieșit după un an jumate pentru bună purtare. Păi nu te supăra, bă, om. Dragii mei, eu am făcut armată de 10 ori mai grea decât e pușcăria astăzi. Și n-am murit. Și asta e. Individul risca un an jumate de, atenție, arest de lux la banii lui, cumpăra toată pușcăria, cumpăra șeful pușcăriei, cumpăra deținuții, cumpăra tot și ducea o viață de boier cum duce ăsta, Bercea, taurul României. Deci, nu era nicio problemă mare. Omul ăsta nu avea nici conștiință, avea bani, știa că nu ia pedeapsă mare, deci problemele pentru el erau minore. Plus că avea protecție. Pe lângă faptul că avea protecție, mai gândiți-vă la ceva. Că legea îi permitea să-și negocieze pedeapsa. Uitați-vă la cazul Microsoft, unde cei ce au luat cele mai mari șpăgi în afacerea Microsoft, Pescariu și cu Florică, au rămas și cu banii obținuți în mod fraudulos și au scăpat și de pedeapsă. Doar pentru că i-au dat pe goarnă pe ceilalți. Ei, imaginați-vă. Cazul de față. Vreme de 2 săptămâni de la momentul în care este dată în vileag afacerea, de individul ăsta nu se leagă absolut nimeni, nici măcar nu îi se pune o întrebare în 2 săptămâni. Băi, au murit 10.000 de oameni din cauza ta. Vino mă să te interogăm la secția de poliție, să te întrebăm ce se întâmplă, cum se întâmplă, că tu vinzi în continuare. Individul ăsta, după ce s-a deconspirat toată afacerea, a vândut încă zile bune dezinfectanți măsluiți. Vă dați seama ce protecție trebuie să aibă. S-a încercat și s-a sperat că opinia publică o să treacă, o să uite, e o știre ca toate știrile și cum vine așa, trece și gata, se mușamalizează. De altfel, fostul ministru al sănătății a făcut tot posibilul să-l mușamalizeze, să-l bagatelizeze. E pentru că în România încă mai există germeni, muguri de ziariști, de meserie, profesioniști care își fac treaba, indiferent de riscuri, această afacere a explodat până la urmă. Chiar dacă s-a încercat a se transforma afacerea asta într-una fâsâită, într-una ca multe alte afaceri despre care ați auzit, s-a făcut tam-tam o seară, două la televiziune, după care, poac, alta la rând. Ei bine, au avut ghinion. Această afacere nu s-a fâsâit pentru că ziariștii ăștia profesioniști cu coloană vertebrală au fost insistenți. Și până la urmă, ministrul sănătății a fost nevoit să-și dea demisia și până la urmă, fâsâiala asta a făcut o mică explozie, nu foarte mare, dat fiind gravitatea faptelor. Explozia nici măcar nu-i mare. Eu mă mir cum de poate fi tratată cu atâta superficialitate o chestie ca asta. Păi, dragii mei, au murit în România mai mulți oameni decât au murit în Serbia, în război. Mai mulți decât mor în lupte. N-au murit în Europa sau în toată lumea din terorism. În toată istoria terorismului, atâția oameni câți au murit în România din cauza acestei sexy pharma. Și totuși, băi, pe la televizor. Probabil că dacă ăsta nu murea acum, se dilua și se
termina subiectul în câteva zile. Am fi aflat că astăzi a fost arestat, reținut pentru 30 de zile. Am fi aflat că până la urmă a dat-o la pace cu procurorii și că a fost eliberat și este sub, cum se zice asta, arest la domiciliu sau sub control juridic. Ce face genul ăsta? E bine, tocmai asta a fost problema. Din cauza că nu s-a făsăit subiectul, din cauza că toată săptămâna trecută s-a băgat mare pe subiectul ăsta, procurorii s-au văzut puși în situația ingrată sub presiunea opiniei publice și a mass mediei să ia măsuri împotriva lui. Săptămâna trecută cu chiu cu vai l-au chemat să dea declarații la procuratură. Păi fraților, eram convins că hai, mai târziu, dar totuși, până la urmă, am zis când am văzut că-i chemat la procuratură că îl rețin. Păi s-a dus la procuratură, a stat o oră, a dat niște declarații și l-au trimis acasă. Păi incredibil, mă! Pentru fapte care au dus la un genocid. A fost trimis acasă, ca și cum, bă, a fost condus sub influența conducând, a fost prins conducând sub influența alcoolului, cu toate că nici pentru ea nu te lasă să pleci acasă. E bine, fraților, pentru că presiunea a continuat, deja de la nivel înalt se vorbea că, bă, vrem, nu vrem, trebuie să-l agățăm pe ăsta, că ne desfințează presa. Nu se mai putea mușamaliza. Și era plănuit, aflăm ieri de pe surse, că era plănuit ca astăzi să vină iară să dea interviu și să-l rețină de data asta. Că s-a scandalizat opinia publică. Cum a fost posibil să-l lase liber? Și l-ar fi chemat iară la un nou interviu, ca și cum, vezi, Doamne, s-a schimbat ceva în două zile, de vineri până luni. Mă rog! Și-au dat seama că trebuie să-l cheme și să-l aresteze, că altfel e groasă cu opinia publică și s-ar putea să se lovească iară de demonstrații ca alea de la colectiv. E, da, dar de vineri până luni trebuiau să facă ceva. Ăia mari, sponsorii lui, protectorii lui, trebuiau să facă ceva. Pentru că acest Condrea, dacă astăzi ar fi ajuns la procuratură și ar fi fost arestat pentru 30 de zile, s-ar fi putut să zică stop, stați așa. Vreau și eu să mi se ofere același statut ca lui Pescariu și lui Florică, să mă lăsați în pace și cu banii, să mă lăsați în pace și fără pușcărie, fără nimic, fără interogatorii la procuratură, fără televiziuni pe mine și vă spun tot. Dați seama că, Florică, acest Condrea, același lucru ar fi făcut. Adică, eu cred că 99 din 100 de oameni ar fi făcut asta. Stai, bă, dacă s-a putut, dacă legea a permis, în cazul Microsoft, să fentezi pușcăria, să rămâi și cu banii, păi ăsta Condrea era deja super multimilionar. Ce-l costa să-i dea pe goarnă pe toți barosanii aia mari din spatele lui, ăia care au facilitat 12.000 de contracte de atribuire fără licitație? 12.000 de contracte în 20 de ani în care ăsta a vândut către spitale materiale contrafăcute, a vândut apă chioară pe post de dezinfectanți fără licitație. Fără ca șefii de spitale, fără ca șefii din Ministerul Sănătății să zică, bă, hai să vedem, facem licitație să cumpărăm cel mai ieftin și cel mai bun. Ia să vedem ce se oferă pe piață dezinfectanți. Ăsta, 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 ăsta. Ok. Ia să vedem la ce preț. Ăsta, ăsta, ăsta. Ok. Hai să luăm câte o mostră din fiecare să facem analize, să vedem care raport preț-calitate e cel mai bun. Bun, am găsit, le dăm notă după raportul preț-calitate. Vedem, pe care îl alege? Notat. S-a atribuit contractul direct lui Sexy Pharma. Vă dați seama că mi-aduc aminte la începutul afacerilor mele cu 20 de ani cu materiale stomatologice. Băi, frate, ce șpăstii se cereau ca să intri în sistemul de sănătate. Să devii furnizor. Ce șpăși trebuia să dai și nu la unul. Trebuia să iei Ministerul Sănătății de la portar până la ministru. Păi n-aveai cum să te bagi. Trebuia să ai bani mulți ca să te poți băga, numai să deschizi ușa
Nu se mai și face afaceri. Băi, îmi imaginez ce șpăgi au dat ăștia ca să facă asemenea afaceri. Câți lucrători din Ministerul Sănătății au făcut vile, palate, mașini secretare din banii de la Sexy Pharma? Ei bine, de vineri până luni trebuia făcut ceva neapărat ca acest tip, acest individ, să nu o dea la pace cu procurorii și să-i dea pe goarnă pe toți. Vă dați seama ce interese imense, câți bani, câte averi ilicite, câte șpăgi, câți ani de pușcărie de temniță grea pentru toți șpăgarii din sistemul de sănătate vreme de 20 de ani. Vă dați seama câte ar fi avut de povestit individul ăsta. E, acum înțelegeți probabil de ce trebuia să dispară, să nu poată să o dea la pace cu procurorii. Și a dispărut. Cum a dispărut? Printr-un accident. Dragii mei, eu știți că analizez în mod obiectiv și logic tot ceea ce se întâmplă. Hai să vedem cât de accident poate să fie. Păi poate să fie accidentul, e clar că a fost un accident sau cel puțin asta pare, poate să fie voit, poate să fie un accident asasinat sau poate să fie un accident cum orice om poate să aibă un accident pe stradă. În primul rând, mașina varză. Atât de varză încât să nu poți să scapi cu viață din accident. Păi bineînțeles că trebuia să fie la o viteză foarte mare. Nu? Deci, aflăm că a avut 150-160 la oră. E imposibil să supraviețuiești la o asemenea viteză. Da, dar, dragii mei, aflăm, totodată, că accidentul a avut loc ziua, în linie dreaptă și fără martori. Atenție! Tot pe televiziunile astea banditești s-a încercat acreditarea ideii că au fost martori. N-a fost niciun martor, dragii mei. Dacă martor ești tu care ai fost depășit cu câteva sute de metri înainte și n-ai văzut accidentul, nu se numește că ești martor. Dacă eu astăzi merg la o bere cu tine și a doua zi sunt găsit mort, nu înseamnă că am fost martor la crimă. Nu? Dar cum? S-a întâmplat? N-are martorii când văd cum s-a întâmplat accidentul. Ăla cu bicicleta zice, da, zice, era trecut unul cu mașina. Eu eram deja departe, zice, la 200 de metri. Unde, bă, la 200 de metri cu bicicleta? Ce martor ai fost? N-a fost niciun martor. Aflăm că s-ar putea să fie adormit la volan ziua în amiaza mare. I-au zis fraților, ziua în amiaza mare pe un drum lăturalnic unde te duci de acasă la servici sau invers. Cum să adormi la volan când ai 150 la oră? Cine-i șofer și a condus mașină și știe, e imposibil la 150 la oră să adormi. Că ești atât de concentrat și timpul se scurge atât de repede că n-ai cum să adormi. Poți să adormi la 70, 80, 90 la oră, monoton, pe autostradă, unde nu faci nimic, numai stai cu pedala apăsată și ții volanul drept. Acolo poți să adormi. Dar nu pe un drum din ăsta, cum venea ăsta. Nu ziua, în amiaza mare. Nu după ce ai depășit o altă mașină. Păi tocmai ai depășit o altă mașină și ai adormit? E imposibil. Tocmai a depăși o altă mașină presupune a fi atent, a face niște manevre. Păi cum, nici n-ai terminat de făcut manevrele și te-a luat somnul? E imposibil. Da, dar bandiții ați văzut că au adormit la volan. Sigur, era unul care zicea, domnule, zice, sunt sigur că a adormit la volan. Vă dați seama el în ce stare de tensiune trăia și nu putea să doarmă noaptea. Și atunci a adormit la volan cu 150 la oră. Ce bandiți, mă, fraților. Ce repede îi recunoști. Că sunt coarde. Că sunt trimiși să influențeze opinia publică. Dar eu zic așa. Un accident la 150 la oră pe linie dreaptă poate să aibă în două feluri loc. Bine, fără să fie accident cu alții, ci ieșit de pe stradă și intrat într-un copac pe câmp. Se poate întâmpla doar din două cauze. Ori o explozie de cauciuc, ori o pierdere a direcției. S-a stricat, s-a distrus direcția.
Când se distruge direcția, accidentul nu are loc pe linie dreaptă. De ce? Dacă eu am rămas fără direcție pe linie dreaptă, automat încep să calc frâna și mașina merge drept până se oprește. N-am de ce să o iau într-o parte. Direcție înseamnă că nu se mai transmite mișcarea de la volan la roțile directoare. Asta înseamnă defect de direcție. Eu vreau să iau curba, dar mașina nu mai ia. Astfel de accidente se întâmplă în curbe de obicei. Când mergi pe drum cu multe serpentine, se supra-solicită direcția și poate să apară din cauza unui defect mecanic, a unei fisuri, a unei rupturi, se poate întâmpla de tu iei curba cu volanul, dar roțile nu mai au. Ele merg înainte și ai zburat în prăpastie. Dar asta se întâmplă pe drumuri cu curbe. De ce exclus? Explozie, dacă are loc la mașină, automat sunt urme pe stradă. De ce? Pentru că în clipa în care exploda roata, janta și cauciucul se freacă pe șosea și rămân urme adânci, clare, evidente. Deci niciuna din asta. Și atunci, dragii mei, cum să iasă o mașină pe drum, mergând pe drum drept, fără niciun obstacol în față, fără nimic, cum să iasă și să intre fix într-un pom? Atenție! Nu printre pomi, fix în el! E bine, dragii mei, se poate așa ceva? Cam într-un de exemplu fac și o regie. Te întâlnești cu Condrea undeva. Asta e o întâlnire, hai să negociem unde. Te negociem acolo. Și îl faci să adormă. După ce a adormit, iei un ciomag ca lumea și tragi două, trei peste cap, îi bătucești bine moca, după care duci mașina lui într-un servis sau pe un câmp sau undeva, într-o curte la o uzină și intri cu buldozerul în mașină și o faci fleașcă, intri cu buldozerul în ea. După care o urci pe un trailer, îl iei și pe Condrea frumos, îl bagi în mașină, acoperi cu o prelată totul, pleci cu trailerul din ăla și descărcare, ai ajuns pe o stradă lăturalnică unde circulația e foarte slabă, cum era strada asta, ai, într-un minut, atenție, ai dat jos de pe trailer mașina și ai pus-o lângă pom, după care ai plecat. Bă, fraților, Condrea ăsta, fiți atenți că n-a murit așa oricum. El a murit cu buletinul lângă el, cu actele lângă el, adică nu, n-au trebuit să caute actele. Actele erau bine puse la vedere, chiar acolo, lângă accident. Frumos, nu? Durează totul un minut. Nici la necropsie. Ce credeți că la autopsie ce o să iasă? Lovituri cauzatoare de moarte în zona capului. Păi de la două ciomege în cap, e ca și cum ai dat cu capul de volan sau de parbriz. Așa că, dragii mei, uite cum, de exemplu, se poate muri într-un accident. Sunt fel și fel de accident. Deci, dragii mei, nu este vorba aici de nicio minune. Pur și simplu, iar ăsta că a fost depășit cu 200 de metri înainte sau că a văzut unul o mașină și că a fost cu bicicleta pe acolo. Păi vă dau un exemplu. Păi dacă eu am, știu pe cineva, eu de la poliție sau de la servicii secrete sau de undeva, nu știu, știu pe un șofer sau o șoferiță că a fost prins, că a condus cu alcoolemie 0,5 la 1000 și că vai de capul ei ce urmează să pățească și vai, 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 și vai, vai, vai. Și spun totuși, uite, dacă declarați la poliție că ați văzut o mașină, un Opel alb depășindu-vă în ziua de, nu mă dați o declarație scurt de tot, nu televiziune, nu presă, nu nimic. Recunoașteți că ați văzut că v-a depășit o mașină. Vă iertăm, uităm de dosarul ăla, că nu, dar ne-a ajutat și pe noi, că e ceva important pentru țară, e nevoie, vă ajutați și țara. Ce ziceți? Vreți să dați declarația asta și să scăpați de problema cu alcoolemia? Cine n-ar accepta? Spuneți-mi și mie. Eu da, eu aș accepta. Eu aș face. Stai, bă, dacă mi-ajut și țara, scap și de suspendat carnetul și de pușcărie, că e pușcărie, dacă ai condus cu 5, 0, 5 la 1000 alcoolemie, e pușcărie, sigur că da, un an cu suspendare, dar
apare la cazier acolo și... Și atunci ce faci? Ce mare lucru, zic, mă, că m-a depășit cineva, un Opel alb. Și am scăpat de berea. Deci chestia asta cu martorii care au văzut, dar n-au văzut nimic de fapt, e și asta cu sută cu ața albă. Așa că, dragii mei, s-a rezolvat problema. Cel mai mare scandal din ultimii 25 de ani din România s-a rezolvat foarte repede și ușor. Nu s-a reușit punerea pe Batistei pe țambal vreme de 2 săptămâni. Nu s-a reușit detenționarea prin demisia ministrului sănătății. E bine, până la urmă tot s-a rezolvat problema și gata. Se închide dosarul, vinovatul este la pușcărie, restul, cine l-a ajutat? Cum l-a ajutat? Cine mai poate să știe dacă martorul principal, cel ce știa toată încrengătura, nu mai trăiește? Și uite așa, s-a încheiat business-ul și toți ăia mari protectori ai afacerii, toți ăia care protejează jaful din sistemul medical românesc de 25 de ani, care au prăduit bugetul Ministerului Educației în ultimul hal, în ultimii 25 de ani, o să-și vadă mai departe de treabă. Ați văzut, ca și directorul de la Constanța, de la spitalul din Constanța. Acum 2 ani l-au prins cu șpaga, a rămas director și a continuat să ia șpagă. Păi nici măcar nu se feresc să facă chestiile astea. Nici măcar nu încearcă să zică, stai bă, să o las mai ușor, că m-au prins odată. Stai să o las mai ușor, că nu mai merge ca în vremea lui Băsescu și a lui Năstase. Stai să, băi, să mai cuperdea. Nu, mă, frate, merge mai departe. Știți de ce? Ei știu foarte bine că, virgulă, corb la corb nu-și scoate ochii. Pentru că legea, păi, este făcută în așa fel încât poți să iei șpagă să te prindă, nu-i problemă. O să primești prima oară 2 ani cu suspendare, a doua oară când te prinde 3 ani și faci doar un an, că ai depășit 60 de ani și așa mai departe. Deci nu e problema asta că te prinde, mare lucru că te prinde. Aud că ce speriat sunt și ce supărat sunt că te prinde Laura Codruța Kövesi și te duce la DNA. Da, bă, fraților. Și ați văzut ce le face? Un an jumate de pușcărie pentru 10 de milioane și pagă. Și fără confiscare averii. No, gata, dacă săracul și ea și al bagi la pușcărie un an jumate. Îți dați seama, intră cocoș la pușcărie un an jumate. Sigur că o să facă o treime care are 60 de ani. Adică o să facă și el vreo 7-8 luni. Vă dați seama, săracul. Vă dați seama ce... Ce greu e, bă, frate, bă, să fii prins că ai luat șpagă. Fenomenul ăsta nu o să dispară pentru că e încurajat, dragii mei. Trăim într-o țară, și nu numai țara noastră, trăim într-o lume condusă de forțele satanei și avem legi și justiție în care oamenii răi, răufăcătorii, sunt încurajați, sunt protejați prin lege, sunt chiar recompensați să facă fapte necurate, să fure, să ia șpagă și nu au niciun fel de opreliște. În vreme ce oamenii buni sunt terorizați, hărțuiți, batjocoriți. Pe noi nu ne mai apără nimeni. Pe noi, omul de rând, corect, cinstit, nu ne apără nimeni. Am văzut tot zilele trecute, alaltăieri, la televizor, o femeie ridicată de poliție că vindea pătrunjel pe marginea drumului. O bătrână, o țărancă, vindea pătrunjel, mă. Au ridicat-o polițiștii. Iar pe ăsta, pe truică, pe prințișorul Lambrino, pe Zilberstein și Goldstein, pe Băsescu, pe Udrea, pe Băureanu, pe Riții, pe toți ăștia, nu-i mai ia nimeni, frate, n-au nicio problemă. Arest la domiciliu. Cel mult. Sau control judiciar. Da, ci că sunt terminați, ci că sunt sub control judiciar și plâng și vai ce greu le este. Sau dacă duci la paroxism, ticăloșia și strădezi țara, atunci iei 3 ani de pușcărie. Dar cum?
după ani întregi de procese, tergiversări, amânări, lupte grele. E bine, femeia asta că vindea pătrunjel pe marginea drumului direct în pușcărie, mai iese cu picioarele înainte de acolo. Cum mă vinzi pătrunjel, face evaziune fiscală? Așa au luat-o. Deci că nu plătea impozit și nu dădea bon fiscal pentru pătrunjel. Vezi, zice, bă, poate vindea în gro pătrunjel, poate vindea cu remorcile. Da, probabil. Mă, oameni buni, ca să vedeți ce bine stăm la capitolul justiție, cât de vigilentă e justiția românească, cum îi pedepsește imediat pe răufăcătorii din România, fiți atenți la următoarea știre. Știți, vă ziceam în ultima emisiune, săptămâna trecută, că o doamnă judecător din Oradea a făcut plângere penală lui Zgondea și ambasadorului Clem, Hans Clem, ambasadorul Statelor Unite, pentru trafic de influență. Ei bine, nici nu am zis bine acum 3-4 zile că e o chestie extraordinară. M-am și mirat că se poate așa ceva. În actualul sistem, băi, fraților, într-un sistem normal, e ceva firesc să depui o plângere penală pentru ceva ce tu crezi că nu e în regulă. Ei bine, în sistemul nostru, în lumea noastră, să depui o plângere penală împotriva ambasadorului Statelor Unite e un act de mare curaj. Eu, de exemplu, i-am trimis o scrisoare deschisă acum 2 ani ambasadorului Statelor Unite și toată lumea a zis că sunt nebun, că e un gest de un curaj incredibil. Bă, vă dați seama să-i depui plângere penală ambasadorului Statelor Unite? Ei, nici nu m-am minunat eu bine săptămâna trecută de acest fapt și iată, inspecția judiciară a demarat verificări în legătură cu afirmațiile judecătoarei Florica Roman din Oradea. Vă dați seama ce gravitate! Ei, pe motivul, deci inspecția a demarat verificări din cauza că doamna și-a permis să depună plângere. Inspectorii urmează să efectueze verificări. Ce să verificați, mă, imbecililor? Ce să verifici, mă, fata a făcut plângere. Uitați-vă la televizor ce zice Clem și numai folosiți-vă de articolul de lege care ține de traficul de influență. Și a folosit influența pentru a-i păstra funcția lui ăsta care era un lefegiu în slujba lor a americanilor și executa ordine. Ce trebuie demonstrat acolo? Nu e nimic de demonstrat și de verificat. Doar s-a de aplica legea. Și că inspectorii urmează să facă verificări pentru a stabili dacă există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare. Doamna judecător a săvârșit o abatere disciplinară depunând plângere penală. Ia auziți, bă, băieți. Și că în România, dacă te autosesizezi cu privire la o faptă de trafic de influență, este deja o abatere disciplinară. Da. Asta înseamnă țară bananieră, dragii mei. Asta înseamnă să fii slugă la stăpân. Asta înseamnă să nu mai existe libertate. Asta înseamnă opresiune, dictatură, ticăloșie. Și o înghițim fără să crâcnim. Unele dintre cele mai importante evenimente economice sunt pe calea să se petrece în România, dragii mei. În România nu ven investiții nici pentru fabrici de mobilă, se duc în Ungaria. În România, în afara fraierilor aia de la Renault, n-a mai venit nimeni să facă mașini pe aici sau să miște ceva în industrie, se duc în Ungaria. Sau se duc în Polonia. Mai nou aflăm, Audi s-a dus în Ungaria, Mercedes s-a dus în Polonia. În România nu. Nici fabrici de mobilă, nici fabrici de țevi, nici fabrici de utilaj agricol, nici fabrici de tractoare, nici nimic ce ține de industrie, de dezvoltare, cu adevărat investiții care ar fi bune pentru România. În schimb, fiți atenți aici, mare tun economic, investiții străine în România.
unele dintre cele mai performante elicoptere de atac din lume vor putea fi fabricate în România. Americanii de la Bell Helicopter au purtat deja discuții în acest sens cu oficialii din guvernul României. Elicopterul este folosit de marina americană și este o armă de temut în război. Ia auziți, dragii mei, nu investim în fabrici de mezeluri, nu în fabrici de conserve, nu în fabrici de mobilă, nu în nimic pozitiv și bun. În schimb, vin americanii și fac fabrici de armament aici. Nu în Ungaria și nu în Polonia. Și iată cum devenim și mai interesanți ca țintă atomică. Iată cum devenim cu adevărat vulnerabili în cazul unui război. Ce distrugi când ești în război cu celălalt? Păi distrugi puncte de comandă și control, distrugi cazărmi militare și distrugi fabrici, infrastructură de armament. Ei bine, uite ce, în ce frumoasă țintă ne transformăm noi încet, încet. Armament NATO și la Turda, și la Cogălnicianu, și la Cincu, rachete la Deveselu, punct de comandă și control la București, băgăm și o fabrică de elicoptere de război. Ce fain, din non-țintă, cât de repede și frumos a devenit România prima și cea mai interesantă țintă în caz de război. Dacă nu suntem buni la altceva, măcar la asta să fim, nu? Să fim niște ținte bune. E, în schimb, ca să nu ne plângem că nu avem investitori străini, uite o știre care ne arată că avem investitori străini în România. Marile lanțuri de magazine prind teren în comerțul din România. Au ajuns la o cotă de piață de 60% în primul trimestru din acest an. În vreme ce comerțul tradițional românesc, adică magazinele de cartier, au coborât la 40%. Iată cum avem noi parte românii de investiții străine. În comerț, unde nu se investește nimic, pentru că trebuie să știți că și acele supermagazine pe care le vedeți, da? Carrefour, Auchan, Real, Kaufland și așa mai departe, toate astea nu sunt făcute cu bani aduși de afară. Vă spune un om care a fost în business cu ei. Eu am avut afaceri cu ei. Cum vin ei în România, aceste mari lanțuri de magazine? Deschid un birou într-o clădire din București, din ăsta. Magazin din ăsta, bloc de birouri. Și te cheamă acolo într-un birou, într-un apartament de 3 camere. Și te duci și zice, noi, domnul primo, intenționăm să deschidem un lanț de supermarketuri. Oh, frumos! Și ne-am bucurat să vă avem printre parteneri, să fiți furnizor în acest magazin. Da. Zice, dar să știți un lucru. Ca să fiți acceptat ca furnizor și să vă puteți vinde după aia marfa prin noi, trebuie să contribuiți și dumneavoastră cu 20.000 de euro acum la început, ca să construim acest magazin. După care trebuie să ne dați comision pentru aia, comision pentru aia, comision pentru aia, comision pentru aia, toate astea. Deci, practic, tu ajungi să vinzi cu adaos mai nimic, zero, ei își pun 50-60% adaos până la 100%, dar tu le-ai construit magazinul cu banii tăi. Ei numai vin, au adus 3 manageri care stau într-un apartament de 3 camere și te primesc pe tine și te organizează ca piață, adică te cheamă pe firma X, pe firma Y, pe firma Z și spune, vrei în viitorul nostru magazin? Îți vinde un vis. Să devii furnizor? Da. No, hai, bagă 20.000 de euro. Și uite așa se găsesc 1.000 de proști ca mine, dăm 20.000 de euro ca să beneficiem după aia de piață de desfacere, el organizează pe banii noștri. Cumpără terenul, construiește, nu el, tot prin alți români fraieri. Le construiești magazinul, cu banii tăi, ai furnizorilor, după care el doar organizează totul. Dar totul pe banii tăi. De ce? Pentru că noi românii nu suntem capabili să ne organizăm. Ei da. Ei la asta se pricep, să-i pună pe alții să lucreze și ei să câștige banii.
După care ei fac profituri imense pe care le duc în offshore-uri, dau la români salarii de mizerie de 1000-1200 de lei pe lună și distrug tot comerțul românesc. Nu aduc nimic bun în România, doar transformă aceste supermarketuri în niște ventuze uriașe cu care absorb bani din România și îi trimit în offshore-uri. Noi pierdem, odată pentru că pierdem micile firme de cartier românești, care, atenție, un supermarket face cât 100 sau mai mult de 100 de firme de cartier cu capital românesc. Numai că din firmele alea mici de cartier, din magazinele de cartier, trăiau 2-3 familii, nu cu venituri de mizerie de 1000-1200 de lei pe lună, ci de 2500-3000, poate chiar 4000 de lei pe lună. Muncind din greu, e adevărat. E bine, acum banii aia, profitul aia nu mai ajunge la firmele de cartier și la români, care, atenție, venituri se impozitau, că românașul nu avea ce să facă, că venea garda financiară și pac, pac, pac. Banii aia nu mai ajung la românaș. Ajung sub formă de profit la supermarket, sub profitul ăla este trimis în offshore-uri, acolo n-are cine să meargă în control, gardă financiară, finanțe sau altele. Că ea sunt mari sponsori ai politicienilor de vârf. Imediat sună telefonul, bă, ce faci, ai nebunit, te-ai dus în control la Carrefour? Păi vrei să rămâi fără slujbă? Și gata, s-a rezolvat controlul. Ei bine, unul la mână. Pentru bani pentru care înainte românașii trăiau bine, afaceri în comerț, trăiau bine multe familii de români, acum s-a transformat în sclav la supermarket. În loc să se mai plătească impozite pe toți banii ăștia circulați în comerț, banii ar fi toți în offshore-uri. În loc să existe capital românesc, s-a transformat în capital străin. În loc să se investească bani în industrie, în producție, se investește în comerț. E plină țara de supermarketuri și de mall-uri. În țara asta nimeni nu mai muncește. Toate fostele platforme industriale s-au transformat în mall-uri și supermarketuri. Înainte, platformele alea industriale creau plus valoare, acum mall-urile și supermarketurile sunt transformate în adevărate instrumente de sărăcire a populației. De ce se ajunge la treaba asta? Pentru că așa e condusă țara. Veți zice, bine mă, înseamnă că-s proști. Primii noștri miniștri, Tăriceanu, Năstase, Boc, toți ăștia au fost proști. Eu mă îndoiesc că au făcut-o din prostie, dragii mei. Asta a fost o strategie la nivel foarte înalt pentru distrugerea României. Pentru ca toate platformele industriale să se transforme în mall-uri și supermarket. Pentru ca România să devină o piață de consum, o piață, o țară bananieră, care să fie stoarsă de toate bogățiile naturale, de tot ceea ce oferă acest pământ, stors în toată regula. Petrol, gaz, păduri, minereuri, totul. Totul e în posesia lor și pleacă din România. În schimb, ne-am transformat într-o țară de consumatori. Consumăm fără să producem și rezultatul, iată, 100 de miliarde de euro datoria țării. Noi am trăit încă bine 25 de ani. Dar am trăit pe spinarea copiilor noștri care vor trebui să plătească aceste datorii. Imaginați-vă cum s-ar fi trăit în România astăzi dacă n-ar fi fost acest credit imens de 100 de miliarde de euro. În ce hal de sărăcie am fi fost noi toți românii? Am fost păcăliți. Noi credem că, bă, și fără industrie merge, că nu se trăiește rău în România. Nu se trăiește rău pentru că ne-au păcălit. Ne-au dat bani cu un împrumut ca să părem că avem un nivel de trai cât de cât acceptabil, atenție. Noi trăim la limita acceptabilului ca nivel de trai, dar asta în condițiile în care ne-am îndatorat cu 100 de miliarde de euro. Imaginați-vă ce ar fi fost astăzi în România sau ce ar fi dacă mâine ar trebui să dăm 100 de miliarde să restituim credit. Imaginați-vă ce hal de sărăcie am fi ca în Botswana aici. Ai zice că e Africa Neagră aici. Așa sărăcie lucii ar fi dacă ar trebui să ne plătim doar datoriile prin care am trăit bine, relativ bine. Cât de bine am trăit? Cel mai prost din Europa. Dar, iată, supermarketurile prosperă. De ce? Pentru că Victoraș al lui Ponta
a dat lege. Scăderea TVA-ului de la 24% la 20%. De ce? Ca să le băgăm mai mulți bani în buzunare corporațiilor. Toată diferența asta de 4% în loc să se ducă la buget și să se investească în România, în fabrici, în șosele, în agricultură, în irigații și așa mai departe, s-a făcut cadou corporațiilor. Și Victoria se laudă. V-am scăzut TVA-ul de la 24% la 20%. Este o creștere a nivelului de trai pentru români artificială și păguboasă. În loc să se scadă, am spus-o mereu, am spus-o încă de când s-a anunțat această măsură. În loc să se facă asta, trebuia ca statul să păstreze banii aia și să-i reinvestească în economia românească, investind în canalizări, în rețele de apă, în ecologizarea, în curățarea, că țara asta este un dezastru din punct de vedere al poluării de toate felurile. În autostrăzi, în asfalta șosele, în infrastructură. Banii rămâneau în țară și creștea nivelul de trai în mod natural și sănătos al României. Acum, sigur că da, stai și te întrebi. Acest mare șef al mafiei a făcut-o din prostie sau a făcut-o pentru că i s-a cerut să contribuie la distrugerea României? Eu vă spun că n-a făcut-o din prostie. Eu sunt convins că la cât de șmecher e, și-a dat seama care e mersul. Dar dacă a făcut-o din prostie, păi bine, dar să iasă și să recunoască. Dragii mei, am făcut o prostie, iertați-mă. A fost o măsură imbecilă. Vă rog să mă iertați. Dar nu, eu văd altceva. Că peste tot se trâmbițează faptul că marele conducător, cel mai mare prim-ministru din istoria României, niciunul n-a mai fost atât de luminat ca el în istoria României. Păi dacă e așa, înseamnă că ați făcut-o cu bună știință, distrugerea asta a țării. Dragii mei, comercianții din toate domeniile au avut cele mai mari creșteri ale vânzărilor în primele 3 luni ale acestui an, ca răspuns, ca efect la reducerea TVA-ului de la 24% la 20% și a creșterii tuturor salariilor și pensiilor. N-ar fi fost rea creșterea tuturor salariilor și pensiilor? N-ar fi fost rea. Dacă TVA-ul ar fi rămas la 24% și s-ar fi transformat în investiții în România. Dar, așa, toți românii au avut mult mai mulți bani, în medie cam cu 10% mai mulți bani, și românul știți cum e, când are bani, cheltuie. Că așa e, românul nu e ca austriacul sau ca neamțul, să pună deoparte pentru vremuri grele. Românul cât are, atâta cheltuie. Asta este tradiția, așa este psihologia românului. În general, neamțul, austriacul, când câștigă mai mult, economisește mai mult. Sunt tare zgârciți și cumpătați. Era noi la România alta. Când ai pus mâna pe un ban, 50 de lei, la mol, gata, la prăduit. Românul trăiește, suflet latin. Se bucură de viață. Comerțul în detail cu alimente a consemnat un avans de 27,9%. Fiți atenți. Același număr de români au cheltuit cu 28% mai mult pe alimente. Băi, fraților, dar ce naiba v-ați pus pe îngrășat toți? Ați trecut la cură de îngrășare? Vreți să vă îngrășați pentru Crăciun? Ce vreți? Cum să mănânci cu 30% mai mult decât ai mâncat cu un an înainte? Că nu-mi imaginez că au făcut foamete românii până anul trecut, până le-a dat Ponta cadourile electorale. 30% aproape creștere a cheltuielilor pe mâncare. Incredibil. Deci, așa ceva este imposibil într-o societate normală. Cum să crească cheltuielile cu mâncarea de la un an la altul cu 30% în condițiile în care e aceeași populație? E șocant. De asemenea, comerțul cu autovehicule a avut un avans semnificativ de peste 25%. Place la români. Stau la bloc în mizerie, vai de capul lor, n-au pantofi la copilași, n-au bani de o carte, de un caiet, dar au mașină ca lumea, au jeep în fața blocului. Da, tată? Toate tipurile de comerț au crescut. Dar în partea cealaltă a clasamentului, cu cele mai mari scăderi ale cifrei de afaceri din primele 3 luni ale acestui an,
se regăsesc sectoarele metalurgic și industrial. Ce să mai produci în România? Tractoare, combine, camioane? Ce să mai produci în România? Țevi, utilaj agricol, utilaj petrolier, utilaj minier? Nu mai ai nevoie. Toate astea le aduc ei, barosanii. Dacă au nevoie. Dacă nu, românii, hai, la sclavie, la plantații. Devenim încet, încet o țară de negri, dragii mei. Nu mai producem nimic, nu mai suntem folosiți pentru extracții. Petrol, gaz, minereuri, aur, păduri. Crește comerțul, scade producția. Ăsta este trendul evident. Păi dacă am fi avut prim-ministru, unul de altă naționalitate, unul de altă cetățenie, dacă am fi avut un dușman în fruntea țării, ai fi zis, bă, asta e. Avem dușmani, ne conduc dușmanii, suntem oficial țară sub stăpânire străină și ne jefuiesc. Bă, dar suntem jefuiți în condițiile în care suntem conduși de români, sau cel puțin așa credem. Da. Drumul spre iad e pavat cu bune intenții, dragii mei. Încă o veste proastă am pentru voi. Decizia Ministerului Dezvoltării în mandatul Vasile Dâncu de a modifica legislația privind fondurile europene. Ministerul a venit cu o propunere care în această formă nouă va bloca investițiile din România și va submina economia națională prin împiedicarea accesului la fonduri europene a firmelor românești. Dacă încă mai mișcau ceva firmele românești, micile companii românești, mai mișcau că luau fond european și făceau o pensiune sau făceau o mică fabricuță de iaurt și de smântână sau făceau o mică chestie, o moară de grâu sau chestii de genul ăsta. Așa mai mișcau câte un român poznaș pe aici, pe acolo. Și mai reușeau să facă și capital românesc un 5-10% în România. Ei bine, chestia asta i-a deranjat, înțelegeți? Și pentru că Dâncu, marele Dâncu, mult prea decoratul Dâncu, atenție, de data asta nu de către americani sau de către franțuși. Nu, Dâncu este mult prea decorat de către guvernul german. Atenție! Deci un conducător al României decorat de statul german pentru servicii aduse Germaniei. E interesant, nu? E, uite, acum o să înțelegeți de ce. Marele Dâncu și echipa lui au decis să modifice conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice pentru obținerea de fonduri europene. Așa cum era de așteptat de la profesioniștii României, acest lucru nu s-a făcut în sensul simplificării, ci a creșterii birocratizării în procesul de fundamentare a deciziei. Deși în nota de fundamentare se vorbește de norme europene, de simplificare, de necesitatea unei clarități mai mari a documentațiilor ce stau la baza obținerii finanțărilor, în realitate s-a făcut exact inversul. De ce? Pentru că era prea mult 10% din capitalul social din România românesc. Pentru că nu trebuie să mai existe. În România, patron, nu trebuie să mai existe afacere românească. Totul trebuie să fie străin, iar noi 20 de milioane să tragem la jug. Pentru că așa au decis ei, că pentru asta suntem noi buni. Numai pentru atât. Noi în țara noastră nu avem voie să avem un patron, o companie românească. Nimic. Doar să fim servitori. Noi nu avem voie să avem o pensiune, un hotel. Nu. Noi avem voie doar să spălăm vase, să fim cameriste, șoferi și grădinari. Atât. Stăpânii trebuie să fie ei. Și pentru asta apelează la mult prea decorații lor, la marionetele, la instrumentele prin care au distrus această țară și ne-au făcut sclavi. Cu Dumnezeu înainte, dacă pot să spun așa. La revedere!